Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mereu ne întoarcem la Republica Fantastică România, așa cum anticipam, apar detalii savuroase, aș zice, din dosarul polițiștilor șpăgari de la rutieră Botoșani. În referatele de arestare preventivă alcătuite de procurori sunt descrise nu doar diversele mite primite de polițiști, ci și modul în care polițiștii se străduiau, de exemplu, să distrugă dovezile. 8 din cei 10 polițiști de la rutieră Botoșani au fost arestați preventiv. Ei, la doi care au rămas, sunt sub control judiciar. Deci, practic, întreaga direcție a fost desființată de facto cu această ocazie. Asta pare să devină o tradiție la poliția rutieră. Agenții sunt săltați cu grupul de către procurori, practic, câte o direcție deodată. Mita la rutieră e ca boala contagioasă. Toți o iau. Și am explicat săptămâna trecută câte astfel de cazuri au fost în ultimii 2 ani prin țară, când secții întregi erau luate cu duba deodată, prinși că luau toți șpagă. Mită. Bun, revenind la Botoșani, un anume caz de șpagă are o spectaculozitate aparte. Deci începe clasic. Echipajul radar trage pe dreapta o mașină care circula, mă rog, cu 107 km pe oră în segment de 70. Se completează un proces verbal de amendă la depășire de asta de 37 de kilometri. Amenda este consistentă. Și negociere tocmeală, echipajul până la urmă renunță la amendă pentru o șpagă de 100 de lei. De împărțit la 2. Adică ei sunt 2 în mașină. Deci 50 de lei, 50 de lei, mă, pe frate, cap de locuitor. 10 euro cap de locuitor. Suntem în lumea a treia aici. Și agentul, citez din referat, a rupt și a dat foc cu bricheta procesului verbal și apoi l-a aruncat în timp ce ardea sub autospeciala de poliție aflată în staționare de față cu colegul său de echipaj. Am văzut în filme. Mafioți. De ce l-a dat foc ca să fie șmecher cu vorba? A văzut în filme și a aruncat sub mașină. În capul acestor oameni, deci după ce filme. Data, e boss, am făcut 50 de lei pe ziua de azi, pac, dau foc și arunc sub mașină procesul verbal. Bă, cine îi angajează pe ăștia? Bun, în altă situație, un echipaj a tras pe dreapta un șofer care conducea un autovehicul nematriculat. Asta este, din câte știm, infracțiune, e nasol de tot. Mașini nematriculate, e grav. Nu știm în acest caz care a fost șpaga. Dar știm ce s-a întâmplat. Europa Liberă citează din referatul procurorilor. Unul dintre polițiști a inventat un martor și a falsificat două declarații, modificând datele reale ale opririi în trafic, după care alt ofițer de poliție a contrafăcut semnăturile de la rubrica martor asistent de pe cele două înscrisuri oficiale, semnând în locul numitului căruia i-a atribuit în mod fals această calitate. Deci ea s-a apucat să falsifice, să inventeze alte procese verbale. O lucrare mai complexă, că și cazul mai greu. Da. Cred că a fost mai mult de 100 de lei aici. Da, probabil că a fost. Nu la toate merge să arzi procesul verbal. Să-ți mai dai și silința pentru niște bănuți. Au făcut practic o teză de doctorat aici. O mică lucrare de master. Au dat un master în șpagă. Sunt documentate diverse cazuri în care polițiștii au falsificat datele etilotestelor când au găsit în trafic șoferi beți. Pentru că de ce să nu lași un șofer beat în trafic? Adică ce se poate întâmpla rău? Tu ești polițist pus acolo să apere legea, să-i scoți din trafic pe ăștia care îi pun în pericol pe alții. Îl prinzi pe unul beat. Lasă-mă, dă-i înainte, mă. Ce se poate întâmpla când conduci beat un obiect de la o tonă jumate în sus? Bun, revenind, unele șpăgi încasate sunt ridicole. De exemplu, în noiembrie anul trecut, doi agenți, adică tot așa, un echipaj, au identificat un șofer care depășise pe linie continuă cu viteză peste limita legală. Ceea ce este un mod cumplit de eficient de a-i pune în pericol pe ceilalți participanți la trafic și e caz de ridicare de carnet. Pe linia continuă, când depășești, în principiu, acolo e linie continuă, că nu ai vizibilitate, nu depășești acolo, că riști să se întâmple ceva. Eu aș tăia carnetele în cazuri de genul ăsta. Da. Știi, nu există regulă asta, dar să-l tai pe loc. Uh-huh. Că în momentul ăla nu mai e ce face. Bun. Și l-au tras pe dreapta și a început negocierea. S-au înțeles. Concluzia a fost, îmi pare rău că îmi vine să râd, adică lucrurile sunt realmente dramatice, sunt foarte triste și sunt încă o dată și păși de-astea de lumea a treia, dar tocmai asta face... Observ că pe tine te deranjează și valoarea șpăgii. Păi, adică, băi, dacă o faci, s-o faci, da, pe dai, ceva mai mult. Dai șpaga pe... Vorba aia pe... Adică dai rușinea pe o șpagă. Fiți atenți. Deci, concluzia a fost așa, că șoferul contravenient le-a adus șpaga polițiștilor mai pe seară, la sediul poliției rutiere Botoșani.
Adică i-au zis, noi ieșim din... Ce ai să ne dai? Păi, a, dar n-am aici. Ai, vino la noi la birou și ne aduci mai pe seară, să nu ne mai deplasăm noi, nu știu ce. Și ăla, săracul, s-a dus coștincios acasă și și-a luat șpaga. Ce le-a adus, mă? Câte un pachet cu produse lactate în valoare de 50-60 de lei fiecare. Pe ce se împlin și omul? Merge cu șaurmă. Fie agentul cât de mic, tot ia șpagă un lăptic. Cum mă să iei, mă, șpagă? I-a urt? Ce-a făcut, mă, frate? Au smântărit o șpagă. Sănătate curată. Măi, că atâta avea omul. Păi, dar ești pe bune. Ești crud cu omul ăla, până la urmă. Ăla nu-și permite. Problema e, bun, ăla, săracul, el a zis că l-a apucat pe Dumnezeu de un picior. A cumpărat niște iaurței, Sana și un chefir și a scăpat, știi? După ce a comis. Dar gândesc la oamenii aceștia care intră în poliție, e concurență foarte mare la Academia de Poliție, știi? Să devii polițist. Uh-huh. Ai totuși, bun, salariu ca salariu. Poate că mai poate fi crescut, mai sunt sporuri, mai puțin, mai... Dar totuși ai o uniformă, aplici legea, ești reprezentantul legii, ești la pensie de vreme, poți după aceea să-ți dezvolți afaceri private pe baza experienței pe care ai acumulat-o într-o carieră și dai toată această posibilitate de a avea o viață corectă și care să-ți aducă satisfacție și după ce ești la pensie, la cât iese la pensie acum, nu știu, la 45 de ani sau cât ies ei, rușind de astea. Am luat o șpagă de un iaurt. Bă, bune, care-i procesul de gândire? Asta nu înțeleg. Ăla, acolo, polițistul, știi? Și toți, că sunt, practic, 10 din 10 sunt la proces acum. Toți. Hai mă, să luăm ce șpăși luăm noi azi. Iaurt, covrigi ai? Nu iau covrig, covrigul îngrașe și rămâne mac printre dinți. Cum gândește un om de ăsta care... Trebuie să aplice legea și ia șpagă în iaurt. Unii au lactate, unii au desertul, asta unii să au zic pizza că... și se face frumos. Eu cred că seara ei fac și un soi de barter între ei, așa. Tu ce ai luat astăzi? Niște lăptic. Și tu, eu am primit covrigi. Uite. Că eu am alergie, am intoleranță la lactoză, dă-mi bere. Eu am primit o plăcintă, dar nu pot să mănânc mere că nu-mi plac. Nu-i nimic, uite, îți dau eu cu... Da. Și știți care e tragedia acum? Bun, e bine să termin intervențiile pe râs, dar problema e că oamenii pe care aceștia îi iartă, ăștia sunt pericole în trafic și ne înnorocesc oameni, calcă oameni, intră beți, lovesc, distrug, știi? Pentru că un nenorocit a luat și pagă un covrig și un iaurt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.